Mulțumesc mult că sunteți așa de mulți, un număr așa de mare și tot numai prieteni în sală. Sunt foarte emoționată. Acest ghid de cultura informației a apărut grație colaborării cu Centrul Cultural American, și în urma desfășurării celor două cursuri de perfecționare în cultura informației la Poiana Brașov, cursuri finanțate tot de Centrul Cultural American. Dacă e să vorbim de la GENES, în 2009 am înființat secțiunea de cultura informației, am trecut o cerere Consiliului Asociației Bibliotecarilor și așa, cu jumătate de entuziasm, am pornit această secțiune cultura informației. Se dovedește că este o secțiune bună și activă, pentru că avem foarte multe activități și încercăm să facem bine tuturor. Încercăm să ajutăm și bibliotecarii școlari, și bibliotecarii universitari, și profesorii, și cei care se formează pe tot parcursul vieții. Deci este o plajă largă această secțiune de cultura informației. În principiu, inginera, vă spun că a fost cartea pe care am scris-o cel mai greu. A trebuit să am un supervisor literat, foarte, foarte exigent. Această carte a fost așa ca un match trimisă la București, la domnul Regnan, venit înapoi. Vedeți că nu ați corectat asta, vedeți că era nu știu ce. Aici mie nu-mi sună bine, dumneavoastră cum vă sună. Sunteți prea concisă, prea așa, dezvoltați, ați dezvoltat prea mult. Dar, în final, vreau să-i mulțumesc pentru că atâta efort a făcut și așa și-a dorit de mult ca această carte să fie pe gustul tuturor și de înțeles pentru toată lumea. Avea vreo 200 și ceva de pagini. Taie, se poate trebuie să aibă 100 și ceva de pagini. Deci e o carte truncheată, am multe de spus. Dar am spus ce am putut în 115 pagini, la un nivel de bază și util pentru toată lumea. Asta nu înseamnă că nu promitem că în viitor va apărea și partea de scientometrie, partea de știință, cercetare pentru partea de școală doctorală, să spunem cercetare științifică în universități și așa mai departe. Acesta este un ghid util cui? Util, pentru că sunt inginer. Este, dar bineînțeles că mi-am făcut o prezentare. Așa. Deci, până la urmă, coperta, fața, așa, mulțumesc, profesor. Colaborăm continuare, până la sfârșit. Așa, deci, ghidul se adresează cui? Tuturor celor care au nevoie de informații. Elevi, studenți, masteranți, doctoranți, profesori. Acum, despre profesori, o să vă spun mai la sfârșit, mai multe sunt din preajma profesorilor. Nu toți dețin și cunosc aceste competențe. Nu toți folosesc bazele de date. Ați văzut, în statistici, mulți nici nu știu. Și atunci, este un instrument foarte, foarte util, având în vedere dezvoltarea pe care mi se cere cercetarea științifică în universități și formarea studenților. Deci, să zicem că prin acest ghid, cărămidă cu cărămidă, să încercăm să construim viitor. Să construim un viitor mai bun. Un viitor mai bun pentru copiii noștri și atunci, în bibliotecile școlare, ar trebui să se introducă măcar niște noțiuni de cultura informației. Să nu vină studenții în anul 3 să le povestești de plagiat și să-ți spună o, la referat, am copiat, copy-paste, habar, n-aveam că plagiez. Deci oamenii trebuie să știe că munca aparține cuiva și atunci trebuie respectată, trebuie citată și așa mai departe. Și când vin în universitate să nu începem noi ABC-ul, ci să fie deja formați, mai să construim și mai mult. Deci cam asta a fost principiul și de cred că acest ghid, să zicem că e un germen de dezvoltare viitoare. Mulțumesc! Să pune adresă tuturor copiilor mici de la școală, copiilor care să citească în biblioteci, să se relaxeze, să le placă, să fie un punct foarte frumos, până la sfârșitul vieții, nu? Tot timpul trebuie să ne instruim. Portalul UNESCO de cultura informației are, pe frontispică, cum să zicem, această sintagmă Building Peace in Mind of People. Să știți că într-un moment al meu, când era o nebuloasă în mintea mea, cultura informației m-a ajutat foarte mult. Am început să dezvolt, să scriu, să... și am avut mari satisfacții. Deci, până la urmă, aș vrea să vă prezint pe scurt, foarte pe scurt, conținutul și cum l-am gândit. De fapt, acest conținut este testat la cursurile de cultura informației. Dacă pentru bibliotecarii universitari a fost interesant și oamenii au fost mulțumiți, pentru bibliotecarii școlari a fost managerească. Atât de interesați au fost, atât de activi, au făcut o temă la sfârșit. Tema este pusă pe site-ul secțiunii Cultura Informației. Deci vreau să spun că a avut mare, mare interes. Deci până la urmă am pornit de la origine cu mai apăsați, am apărut, am pornit de la conceptul de cultura informației, l-am definit,
și după aceea a definit niște standarde. În lume există standardele de cultura informației, am pornit de la standardul de cultura informației care cuprinde cele trei etape. Accesarea informației, este important să accesăm informația, să o evaluăm critic și să știm ce e bun, ce nu e bun, și utilizarea informației și a pornit de la modelul SCORM. Poate ați auzit, modelul cel mai creat, dezvoltat pentru învățământul superior, dar care presupune a face module de cultura informației specializate pentru matematică, unele pentru chimie, altele, pentru că sunt alte domenii și alte cerințe. După aceea, accesarea informației, am definit-o prin definirea nevoii de informații, cum se face întrebarea de cercetare și m-am oprit asupra cuvintelor cheie și vocabularele controlate. În principiu, pentru cercetător, profesor, sau pentru cei care utilizează informația, este foarte important să cunoască cum se prelucrează. De fapt, sistemul de regăsire a informației înseamnă bibliotecarul față-față cu profesorul. Bibliotecarul pune cuvântul cheie, ar trebui să știu și până la corectă. Dacă îi pun un i la sfârșit, sau un e, sau o virgulă, nu mai regăsesc informația. De asemenea, colegii mei vor să fie vizibili, să fim vizibili, să ne acceseze, să avem citări și așa mai departe. Cum să le ai dacă materialele tale nu le-ai făcut profesionist, nu ai pus cuvintele cheie corect, nu știi nimic despre un tezaur? Deci ne-am gândit că aceste elemente sunt foarte importante de cunoscut. După aceea, despre operatorii logici buneni și despre celelalte metode de căutare a informației și localizarea și regăsirea informației, pentru că ghidul se adesează și bibliotecarilor școlari și în bibliotecile școlare informatizarea n-a atins un nivel spectaculos, încă se folosește informația tradițională, catalogul tradițional pe fișe. Am prezentat acest mod de regăsire a informației tradițional, după care mi l-a zăpăcit de tot, vă spun. Așa. Deci, după care am prezentat, practic, partea de regăsire a informației tradiționale și am trecut la regăsirea informației prin educarea utilizatorilor, prin activitatea de regăsire, prin paginile web ale bibliotecilor. Deși nu o să fie bine să credeți. Primul impuls al studentului nu e să meargă la o pagină web a unei biblioteci, niciodată. Google, ce se întâmplă și așa mai departe. Nu. Și rămâne așa foarte surprinși când văd paginile web, catalogele, faptul că găsești. De aici e problemă de cultură. În România acum începem să promovăm mai multe culturi. Cultura informației, cultura calității, cultura organizațională, tot felul de culturi. În fine, cultivăm dezor. Dar ca idee, asta vă spun că paginile web ale bibliotecilor, catalogele online trebuie promovate. Deci dacă vreți să fie cunoscute, asta este metoda la români, cum zicea de profesor, de amintire, iar încă un e-mail, încă nu știu ce, trebuie să promovate. De asemenea, bazele de date documentare, avem proiectul ANELIS, grație Ministerului Educației și Cercetării, am avut un proiect prin care comunitatea academică a avut acces la cele mai prestigioase baze de date pe termen de 3 ani, se încheie în aprilie. Dacă vedeți statisticile, nu prea au fost accesate aceste baze de date. Dacă prezinți bazele de date la nivelul liceal, bibliotecii școlare, nu știu despre ele. Nici măcar n-au pătruns în România bazele de date K-12, cele destinate copiilor. Noi la curs am încercat, grație OnDidac și EBSCO, și am prezentat un pic ce înseamnă și să-i familiarizăm deja de mici cu bazele de date. De asemenea, acces deschis la informație, asta este specialitatea mea, mi-am făcut a doua teză de doctorat în acces deschis la informație. Acestea sunt niște surse foarte importante informaționale gratuite. Deci acolo își pun lucrările științifice, profesorii, cercetătorii, gratuit. De ce să nu le folosim? Până la urmă este informație disponibilă și așa mai departe. De asemenea, o altă experiență am avut cu depozitul digital pe care l-am făcut la noi la Universitatea Transilvania. Și am introdus acolo lucrările profesorilor cu cuvintele cheie scrise de dumneavoastră. Și la sfârșit am generat o listă. Toate felurile de cuvinte, toate felurile. Nu se poate face regăsirea informației dacă noi educăm un pic cum să scrie, cum să facă indexarea și așa mai departe. Da? Bun. După aceea, ce este important este să evaluăm sursele de cercetare. Deci până la urmă și Google și ce-o fi, trebuie să ai o gândire critică și să vezi că acea informație este riguroasă. Și am prezentat metodele de evaluare și a surselor tradiționale și a surselor web. Foarte important. Bineînțeles, acestea au fost primele părți din standard. Important este cum facem managementul informației. Rolul procesului de citare, de ce cităm, cum cităm, ce fel, care este importanța, metode de citare. Am prezentat metoda de citare numerică, primul element și a datei de duplicare. Poate pentru mulți dintre noi par perile, dar să știți că sunt mulți care nu știu. Nu
sisteme de citare, nu știu exact cum să folosească aceste surse. Și până la urmă, nu știu, poate că în bibliotecile din România există niște softuri de reference manager, de folosirea informației și de a reda informația bibliografică și de a folosi, dar eu am prezentat în BID un instrument la îndemâna tuturor care au Microsoft Office 2007 pe calculator, References, gratuit, toată lumea poate să-și construiască o bază de date bibliografică, o ai calculatorul tău pe toată viața, întotdeauna știi ce surse ai folosit, nu mai dai insert și ai bibliografie. Deci aici m-am oprit mai mult și am prezentat toți pașii. Bun. De asemenea, în managementul informației am prezentat și alte elemente de identificare a publicațiilor și m-am oprit asupra elementelor principale ISBN, SSB, ISBN și DOI, Digital Object Identification. Deci, până la urmă, și partea asta, pentru că acum, în nou sistem de publicare, înainte de a se publica într-o revistă un articol, se publică online cu acest număr de identificare. Bun, mai departe. Ce ne doare și ce dorim, de fapt, să învățăm oamenii niște reguli prin această cultură a informației este, mă rog, evitarea plagiatului. Evitarea plagiatului, folosirea surselor și evitarea plagiatului. Aici am prezentat puțin un sistem de detectare a plagiatului, Viber, un soft existent gratuit pe internet, prin care se compară documentele și ai, în mod automat, ți se inserează un raport prin care vezi un pic dacă, Doamne ferește, ai folosit o sursă și ai uitat să la bibliografie, sau mai pus ghilimele, sau mai folosit. De asemenea, este utilă și pentru profesori, dacă au o clasă de elevi și toți elevii trimit lucrările pe același calculator, poți să verifici și să vezi cine de la cine a copiat. De asemenea, să te verifici singur. Poate ai uitat. De ce să ai o surpriză negativă? Nu și dacă au copiat între ei. Se vede dacă ne deci, domnii profesori care lucrează mai cu tradițional și le place partea de literatură tradițională, într-adevăr, dacă ai copiat dintr-o carte tradițională, normal că nu-ți detectează. Dar mergi la specialiști, cum eu cu studenții mei la proiectele de diplomă și imediat îi prind pentru că știu toate lucrările. Deci, indiferent de ea, îți dau seama de ce copiat. Bun. Și câteva elemente din dreptul de proprietate intelectuală, ca să fie cu managementul informației, și după ce am lucrat, am realizat lucrarea, trebuie să comunicăm informația și foarte sumar, pentru că am avut 150 pagini, am prezentat cum se realizează lucrările academice, cum se susțin o schemă de comunicare și prezentarea informației. În principiu, vreau să mulțumesc în mod special domnului profesor Enea. Deci, dacă viața mea a fost norocoasă, am fost norocoasă să am un mentor ca domnul profesor. Am mai avut un mentor inginer care m-a format inginerește la Universitatea Transilvania, dar acum, pe a doua parte a tinereții, să zicem așa, formarea mea s-a datorat profesorului Treineanu, care m-a sprijinit și care mă l-a foarte mult, dar vreau să zic că a fost spirit. Și domnul Treineanu, am intinerit de cultura. Da, aș vrea să mulțumesc serviciului. În cerașul nostru, în cerașul secțiunii Cultura Informației, este doamna Monica Petra. Trebuie să spun că ne-a sprijinit întotdeauna și doamna Pet a fost alături de noi în toate proiectele. Nu a existat o aplicație care să fie aprobată, dar vă spunem sincer, nici nu am avut proiect. Deci, întotdeauna ne-a sprijinit și am înțeles nevoile noastre și vor, ca împreună, o echipă, să zicem, de colaborare internațională, să creem o lume mai bună. Mai bună, mai frumoasă, cu mintea plină de lucruri frumoase. Mulțumesc Bibliotecii Naționale și doamnei Elena Trisiman în principiu pentru această găzduire și să sperăm că e de luna augur și că vor fi aici multe lansări de carte și de ceea ce suferă omenirea la ora asta este că nu avem instrumente. Să sperăm că aceste instrumente, așa cum e, poate o să elaborăm altul și mai elaborat în viitor, să fie de folos, să fie de folos oamenilor. Că de ce scriem cărțile? Ce zice Raga Nata? De care cititor cu cartea aceștia sunt făcute să fie citite, da? Să sperăm că sunt citite. Și, nu în ultimul rând, mulțumesc tuturor bibliotecarilor din România, tuturor colegilor și prietenilor mei și universității mele, Transilvania, care m-a format și m-a suportat și ajutat întotdeauna. Mulțumesc!